Copiii care cerșesc cu părinții lor. O imagine care mă tulbură și care mă indignează. Nu am soluție, dar știu că trebuie să vorbesc despre acest lucru, mai ales la Paris, în orașul luminilor, în orașul drepturilor omului, în orașul soluțiilor, în orașul ideilor. Când văd copii care cerșesc cu părinții lor, mi se pare că este o imagine de neacceptat. Imaginea este de neacceptat în toată Europa, pentru că, din păcate, pot fi văzute și la Bruxelles, pot fi văzute și în alte capitale ale Europei, familii, în special, dacă nu în marea lor majoritate, familii de romi, majoritatea lor familii din România, care uneori, nu întotdeauna, cerșesc împreună cu copiilor. Îi văd la Paris de mulți ani. Fenomenul s-a accelerat sau s-a accentuat cam de vreo 10 ani încoace. De altfel, în presa franceză și, în general, mediile de informare franceze au încercat să dezbată acest lucru, să vorbească despre dacă este justificat să fie lăsați părinți să cerșească împreună cu copiilor, să-și folosească, de fapt, copiii pentru a suscita mila publică, pentru a stârni sau a aprofunda mila publică. Dacă acești copii chiar aparțin respectivelor familii, respectivelor adulți, sau dacă nu, cumva există un fel de manipulare, un fel de mafie care face să se amplifice pe trotuarele Parisului, în general în apropierea unor locuri turistice, aceste imagini. Familia, tată, mamă, uneori părinții izolați, dar cu un copil, cu doi, cu trei, uneori cu bebeluși, pe câte o saltea, acoperiți cu o pătură, care cerșesc, uneori cerșesc, de fapt, în mod pasiv. Ei nu spun nimic. Captează pur și simplu privirile trecătorilor și, în special, turiștii sunt cei mai sensibili și oferă bani sau ce pot. În presa franceză am citit și am asistat la toată gama de discuții posibile. Există opinii și opinii. În unele orașe au fost luate măsuri drastice, de pildă, pur și simplu arestarea familiilor care cerșesc împreună cu copii. Sigur că după aceea, după 2, 3, 4 ore de detenție și de analiza cazului, respectivele familii sunt puse în libertate, pentru că soluții durabile nu există ca aceste familii să primească o locuință sau un loc de muncă. Alte soluții sunt de ordin legal, se discută juridic vorbind dacă trebuie lăsat sau nu să cerșească, dacă este sau nu normal ca un copil, în loc să fie la școală, la grădiniță, să stea ore și ore, o zi, o săptămână, o lună cu părinții săi la cerșit. Personal, cum spuneam, nu am soluții, dar nu-mi vine să cred că într-o lume precum cea pe care o construim noi, Europa, nu există soluții. Și în această pană de idei teribilă, completă, poate că România ar putea să vină să propună ceva. Acești copii pot fi luați măcar pentru 6, 8 ore, 10 ore în timpul zilei și duși într-un spațiu care să fie închiriat de Ambasada României sau de alte asociații și puși să se joace, să descifreze alfabetul francez sau român, să citească, să învețe jocuri, măcar provizoriu să nu fie lăsați pe străzi dacă părinții lor, știu eu, nu pot să beneficieze de alte avantaje sau, știu eu, de alte soluții. Mă doare și faptul că marea lor majoritate sunt oameni care vin din România, că sunt romi, că sunt oameni săraci, ei vin din România și poate că țara de unde vin ar trebui să aibă inițiativa pentru a face ceva pentru ei. Peisajul acesta la Paris este dureros, nu numai pentru români, nu numai pentru francezi, nu numai pentru europeni, nu numai pentru turiști, cred că pentru ideea de umanitate în sine.